față, pentru că legea actuală îngrădește dreptul la vot din următoarele rațiuni. În primul rând, cetățenii nu se pot înregistra în registrul electoral permanent a celor care votează peste hotare electronic. Trebuie să completeze acel formular, să-l trimită către misiune, să primească un răspuns. În condițiile în care un stat drag nouă și vecin, Republica Moldova, care are și ea alegeri anul acesta, puteți verifica pe orice site al oricărei ambasade Republicii Moldova, puteți vedea că există o rubrică înregistrați-vă online pentru a vota la alegerile prezidențiale de anul acesta din Republica Moldova. Acest lucru România nu l-a putut face pentru că nici PSD, nici PNL nu își doresc în mod real ca cetățenii români de peste hotare să voteze. Dacă PSD-ul e limpede de ce nu-și dorește acest lucru, nu am înțeles niciodată de ce PNL-ul a fugit de această propunere pe care am făcut-o încă de anul trecut, atunci când s-a votat această lege.